Ziua 301 eram serios să n-a vedea ce se întâmplă în clădirea de sub apă. Fusese atât de mult lângă mine și nu îndrăznisem până acum să intru. Poate că și na, mi era frică de pește aia dubioși și apa întunecată. Bine ați venit la jurnalul Popescu. M-am băgat să continui tunelul până acolo, când iar a apărut fantoma aia ciudată. Am aruncat o privire mai aproape. Ciudățenii mari se întâmplau pe acolo. Ceva îmi spunea că a merge direct pe intrarea principală nu e cea mai bună idee. De aici și tunelul. Bine, nici asta nu eram sigur că era cea mai bună idee, dar alta nu aveam. M am băgat în apa întunecată să construiesc în continuare. O plăcere. Nici nu bătea inima în piept. dă și luptă te să pui piatra bine, asta pentru neric și zeci de plante ce mă încurcau teribil. Iar faptul că nu mai puteam să sparg, făcea lucrurile să fie excelente. N-apucam să mă duc până jos, când iar fantoma. Băi ce perspica ce mai era. Cum vedea ea tot de la distanță. Când am ieșit din tunel, un alt vâr, tot de-a lui Vasile, făcea o baie în ocean. Era vâr de gradul 2. I-am zis să iasă repede de acolo, că nu ea bună cu peștii ăia. Nu i-a păsat prea mult. m Am dus să iau pe Mirabela să o pun lângă ocean, că la cât de des apărea fantoma aia, aveam nevoie de mult lapte și să fie aproape. Mirabela, fi pregătită să fii mulță ca la carte. Mirabela se uita speriată la mine. Ziua 302 i-am făcut un mic țarc, ca să nu fugă. I-am zis să nu-și facă griji că va fi un fel de mini-vacanță. Am mulțat de două ori și am plecat în tonel. Am ieșit să arunc o privire. Ce dubioșenie mai era? Cine ar fi putut să construiască așa ceva? Că doar nu au făcut-o pești. M-am întors omul pe Mirabela și iar în tunel. După am legat o conversație scurtă cu Chung și Ming. Reușisem într-un final fix sub clădire. Acum mai rămânea doar că să fac un tunel în sus și să iau prin surprindere pe de dedesubt. Oricum, loveau destul de tare peștii ăia. Începuse să-mi fac griji că armura de pe mine nu o să fie suficientă. Ziua 303, cot 500. Popescu era în clădire. Clădirea era plină cu apă, ceea ce m-a luat pe neașteptate. Eu mă gândeam că o să fie locuibilă. Planul era să cuceresc cameră cu cameră, să scot apa din ea și ușor ușor să câștig teren. Eram precaut că nu știam la ce să mă aștept. Văzusem aici de toate, îngerași, oameni cu cap de porc, tot felul de ciudați. Am atacat primul pește dubios. Spre surpriza mea, nu părea să moară așa ușor. Am început să acopăr camera, să scot apa din ea. Un proces extrem de anevoios, că de, nu vedeam nimic și mi era teamă să nu mor necat. Pe măsură ce lucram, realizam că nu asta este soluția, dar dacă tot m-am apucat, să o termin și mai văd după. Ziua 304 mi-am făcut niște uși. Da, multe uși. Îmi zisese Georgica că dacă le pui sub apă, poți respira. Știu, o imbecilitate. Dar așa am zis la multe spuse de Georgica și s-au dovedit a fi adevărate. Am continuat cu astupatul camerei. Distracție pură. Am constatat că distracția încă nu începuse. Când am dat să sparg, fac și fantoma. Și făcea asta incredibil de dest. Nu am băut atât de mult lapte în viața mea. Cred că am dat pe gât zeci de găleți pline. Ziua 305 m-am dus să termin primul pește. Era agil nebun și murea foarte greu. Am plecat să văd ce e mai încolo, cu ușile după mine. Am dat de alți doi pești, le-am dat câteva bucăți și ei la fel. Și am fugit să-mi pun ușa. Aparent, ca de fiecare dată, Georgica avea dreptate. Am continuat aventura în clădirea din ocean. Eram panicat mort. Când să intru printr-o gaură, ce să văd în fața ochilor? Un mare pește. Nici pește nu puteai să-i spui. Era aproape rechin. M-am dus peste el și am dat de -a bucăți de mi-a venit rău. Și tot nu a murit iar s-a întors și a mai dat cu patimă. Până la urmă a capitulat. Începea să fie din ce în ce mai clar că sabia mea nu era o soluție să-i omor pe ăștia de aici. Dar am zis să mai încerc mai departe, devenisem mai bun. Dar tot mi se părea că mureau greu. Ce faci tu, Popescule, pe aici cu săbiuța asta în mână? Cam asta îmi trecea prin cap. Am continuat pe niște cotloane extrem de întunecate, nici nu eram claustrofob. Așa că a fost maximă plăcere. Când am dat colțul, un pește mare alături de câțiva pești mai mici. Ce e de făcut? Așa că m-am dus cu sabia înainte și m-am băgat între ei. Proastă idee, era să-mi dea urât de tot. Am mai încercat încă o dată și era să fie și mai trist, dar și mă așteptau câțiva prieteni ale de -ai lor. De-abia am scăpat cu viață. Am fugit direct. Era clar că aveam nevoie de altă soluție. Ziua 306 am făcut mirabele un acoperiș. Să nu se coacă în soare. Să aibă și un pic de umbră până mai gândesc la ce e de făcut. I-am pus chiar și puțină apă. Să nu moară de sete. Am plecat la ca să-mi dea o soluție pentru situația din apă. Și când am auzit ce era de făcut, m-a luat capul, ci că trebuia să fac rost de o furcă specială de la un om verde din apă. Așa că trebuia să stau toată noaptea în ocean să găsesc unul cu furcă. Și nu mai zic că ci că era foarte rar să-mi dea furca lui. O nebunie, ce să mai... Ziua 307 am dat la pește, să mă relaxez puțin. Fusesem prea tensionat în ultimele zile. Ziua 308 m-am dus la Chung și Ming să văd dacă nu cumva au mâncat găina, adică pe Billy. Era întreagă, veste bună. M am dus să iau din cesturi ce produsese fabrica și am strâns ceva. Hai că e bine. Am mers la fermă și am vândut tot turiștilor. Ziua 309 tot cu comerțul. Cererea era în continuare mare. Am dat jos și bambusul și l-am vândut. Când să ies din hotel, mare îmbulzeală. O să rebaricadă să nu poți să ies. Sau vreau și ei să folosească ușa. Sau m-am mai gândit că poate băieții erau la bursă și tranzacționau acțiuni, că era gălăgie mare. Am așteptat să se culce, că nu puteam ieși altfel. Ziua 310 am tuns soile și m-am dus să trag cu arcul. Am reușit o mare performanță. De un punct. Excelent. Cum pot fi așa de praf la asta, nu-mi explic. Dar mai exersez, nu-i problemă. Venise noaptea, așa că l-a scăldat cu mine. Apa era rece, întuneric beznă. O plăcere. Am tot căutat oameni verzi ai apelor, dar nimic. Zici că fugiseră de mine. Am stat pe fundul oceanului ore întregi. Am găsit unul, dar nu avea furcă. Și încă unul, tot fără furcă. Ziua 311 m-a prins în ocean. Eram nedormit. Așa că am tras un pui de somn la prânz. Am pus în cuptor niște halcă de porc pentru cină, iar noaptea în ocean după oameni verzi. În afară de unul pierdut, nimic. Zici că intrase în pământ. Ceva sigur fac greșit. Ziua 312 am decis să intru într-o peșteră. Aveam nevoie disperată de resurse. Nu-mi plăceau deloc peșterile. Acum aveam armură. Nu era o problemă. Problema ar fi apărut dacă unul din ăla verde ar fi explodat lângă mine și sub să fie lava. Că adio Popescu. Am adunat resurse și erau ceva nu glumă. Aparent peștera s-a dâncea grav și era destul de mare, întunecată și plină de moștri, așa cum îmi place mie. Am lăsat un semn să mă întorc curând să o explorez pe toată și m-am dus să-mi încerc norocul iar în ocean. De data asta am găsit unul cu furcă, dar zgârcitul nu a vrut să o lase. A luat-o cu el pe lumea cealaltă. Când am ieșit, mare ploaie. Era pentru prima dată când ploua aici. Recolta mea o să fie mega bine. Plus că se mai rocorea puțin afară. Și cam asta a fost toată treaba cu oceanul. Ziua 313 m-am întors în peșter. Trei băieți mă așteptau mormăind. Unul verde s-a aruncat și a explodat, dar am dat mai departe. Aveam nevoie maximă de resurse și aici păreau să fie din abundență. Am dat peste un hău mai mare. M-am speriat grav când s-a stins lumina și am coborât. Panică totală și la liliac. Adrenalina era la maxim. Cotloanele părea să fie o parte inundate. Iar era să stai stea inima în piept când a apărut liliacul. Trebuie să-i fac felul până nu o iau razna. Dar cred că m-a auzit și a fugit. Rădeam tot ce prindeam. Erau zeci de tuneluri. Ziua 314 tot prin tunelul. Găseam fier ca un nebun. Exact ce aveam nevoie pentru fabrică. Trebuia să continui. Am ajuns la un fel de perdea de apă. Am intrat și am văzut că există o ieșire direct în ocean. Asta avea să fie foarte bine în caz că mă rătăceam. Am trecut de partea cealaltă. Am blocat apa ca să am o șansă să scot cărbunele. Am dat peste lavă, exact ce nu-mi doream. Ziua 315 am înaintat tot prin peșteră. Când ce să vezi? A apărut fantoma. Da, exact. Aveam fantomă și în peșteră. Sau era aceeași ca în ocean. Indiferent, aveam o mare problemă. Nu aveam lapte la mine. Să vezi cum poate rămâne o blocat în peșteră pe vecie dacă pun aiurea o bucată de piatră unde nu trebuie. Am plecat cu mare grijă să găsesc drumul spre casă. Din fericire am dat peste perdea de apă și am reușit să ies prin ocean. Asta putea să se termine foarte urât am mulțit-o pe Mirabela, am pus resursele în cuptoare și m-am întors în peșteră. Când am spart o bucată de perete, ce să vezi? Mai mulți băiețași stăteau închiși acolo. Trebuia neapărat să văd ce se întâmplă. Dar când să fac ceva, iar fantoma. iar adios spart. Dar de data asta aveam lapte la mine, din fericire. Ziua 316 eram decis să văd care e faza cu toții aia închiși acolo. Am intrat direct peste ei și le-am făcut felul. Când evident, iar fantoma. Înăuntru era o chestie ciudată din care păreau să iasă acești minunați prieteni. Bună treabă, sigur pot folosi la ceva chestia asta. Dar cum să fac să țin minte unde e? Că nu cred că îmi pot aminti traseul până aici, prin emensitatea asta de peșteră. Cel mai bun plan ar fi fost să sap în sus și să fac un semn să fie intrare directă. Dar aveam o mare problemă, fantoma. Dacă mă prindea sus blocat și nu mai aveam lapte la mine, acolo putrezeam. Am încercat totuși să sap în sus, poate, poate uită de mine. Dar nu am ajuns foarte departe când hop fantoma. Era clar, Jucam un joc mult prea periculos. Putea să-mi fie sfârșitul în felul ăsta. Am băut laptele și m-am dat jos. Aveam nevoie de o altă strategie, așa că m-am pus să las niște semne. Să știu să ajung acolo. Dar eu nici măcar nu știam cum să ies din peșteră, apoi să mai las și semne, să nu le încurg, să fie traseul clar, o nebunie. Am dat mai departe cu semnele și din fericire am găsit iar pe de apă. Aia e. Am ieșit pe acolo și să sperăm că mai găsesc locul ăla. Ziua 317 am contemplat la fabrică. Aveam mai multe probleme și nicio soluție. Aveam de căutat omul cu furcă ca să pot să golesc clădirea din ocean de pești, aveam un loc în peștere care trebuia să aflu la ce pot folosi și mai aveam și fabrica care vrea să conectez toate cesturile într-unul singur. Da, e clar, lucrurile încep să devină din ce în ce mai complicate aici.